Marcu, capitolul 3. Și a intrat din nou în sinagogă. Acolo era un om care avea mâna uscată. Unii însă îl pândeau să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta ca să-l învinuiască. Atunci el i-a zis omului care avea mâna uscată: ridică-te și vino în mijloc. Iar celorlalți le-a zis: ce trebuie să facă omul sâmbăta? Să facă bine sau să facă rău? Să salveze o viață sau să o lase să piară? Și ei tăceau. Uitându-se la ei de jur împrejur cu mânie și întristat de împietrirea inimii lor, i-a zis omului: întinde mâna. Și el a întins-o și mâna i s-a vindecat. Fariseii ieșind s-au sfătuit repede cu irodienii împotriva lui cum să facă să-l piardă. Și Iisus a plecat împreună cu ucenicii spre mare. Și l-a urmat o mulțime mare de oameni din Galileea și din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea și de dincolo de Iordan și de pe lângă Tir și Sidon, mulțime care, auzind câte făcea, a venit la el. Iisus le-a zis ucenicilor lui să aducă o corabie aproape de țărm, ca să nu-l îmbulzească oamenii, fiindcă toți cei ce erau bolnavi năvăleau peste el să se atingă de el, pentru că pe mulți îi vindecase. Iar când îl vedeau, duhurile necurate cădeau înaintea lui și strigau: tu ești Fiul lui Dumnezeu! Iar el le certa cu asprime, ca să nu le arate ele oamenilor cine este el. Apoi a urcat pe munte și a chemat acolo pe cine a vrut el, și aceia au venit la el. Și a rânduit 12 oameni pe care i-a și numit apostoli, ca să fie cu el și să-i trimită să vestească și să aibă putere să scoată demonii. A rânduit 12, pe Simon, căruia i-a pus numele Petru, pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghez, care înseamnă fiii tunetului, pe Andrei și pe Filip, pe Bartolomeu și pe Matei, pe Toma și pe Iacov al lui Alfeu, pe Tadeu și pe Simon cananitul și pe Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Apoi a intrat într-o casă și s-a adunat iarăși mulțimea, încât nu mai puteau mânca nici măcar pâine. Când au auzit ai săi, s-au pornit să-l oprească, fiindcă ziceau că și-a ieșit din minți. Iar cărturarii care veniseră din Ierusalim ziceau că îl are pe Belzebul și că izgonește demonii cu puterea stăpânului demonilor. El însă, chemându-i, le vorbea în parabole zicând: cum poate Satana să-l izgonească pe Satana? Dacă o împărăție se dezbină pe ea însăși, acea împărăție nu mai poate dăinui. Iar dacă o casă s-a dezbinat pe ea însăși, acea casă nu mai poate dăinui. Dacă Satana s-a ridicat împotriva lui însuși și s-a dezbinat, nu mai poate dăinui, ci și-a găsit sfârșitul. Dar nimeni, când intră în casa unui om puternic, nu poate să-i răpească lucrurile dacă nu-l va lega mai întâi pe cel puternic. Abia atunci îi va jefui casa. Adevărat vă spun, toate păcatele și hulele, oricâte ar fi hulit, vor fi iertate fiilor oamenilor. Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu are iertare în veac, ci este vinovat de păcat veșnic. Acestea le-a spus pentru că ziceau: are duh necurat! Și a venit mama lui și frații lui și, stând afară, au trimis la el să-l cheme. Și împrejurul lui ședea o mulțime de oameni și îi ziceau: iată, mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. Iar el le-a răspuns: cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și i-a privit pe cei ce ședeau în jurul lui și a zis: iată mama mea și frații mei. Căci oricine, dacă face voia lui Dumnezeu, este fratele meu și sora mea și mama mea.